Dumnezeu să ne dea putere și biruință și să cercetăm pe bolnavi. Odată eram la biserică în satul mare și după ce am știut la biserică, îmi gândit, domne unde să mă duc? Eram numai așa, pe timp scurt la biserică și gândesc, Doamne, Domnul zice că să ne ducem la bolnavi să-i cercetăm. Hai să mă duc la spital, nu cunoștem pe nimeni să fie bolnav care să-i cunosc mă duc la acolo la chirurgie și mă duc pe coridor, mă duc înainte, până în față, mă întorc înapoi și când mă întorc pe dreapta, intru într-un salon. Și când am intrat în salon, am zis, Domnul să vă binecuvinteze, zic, știu că sunteți bolnav, că și eu am o bolnavă grav și Domnul mă vindeca, mă vindeca până pus și rugăciune și El poate vindeca și dă viață tuturor celor ce vor să-L creadă că El e Mântuitor care poate vindeca. Și am zis că tu, bunicuță, bunicuță, dar cu ce suferi? O, cu mama zice, tare bolnavă, zice, de un timp, de vreme, zice, sunt spital. Și zicea, am apă, zice, în copșor, oricât mi o trag, trebuie să faci înapoi. Și zice, nu știu ce să mă mai fac, zice, am gândit ca să mă cer de la medic, ca să mă lease acasă. Dar zi bunica, zic, bunică, zic, Știi, Dumnezeu, că Domnul Iisus e mântuitorul tuturor celor ce crezi și El poate vindeca. Crezi că te poate vindeca, crezi, dragul mamii. Nu dacă crezi, că dacă meri acasă, te duci și cu câtă putere ai, roagă-te Domnului, postește cât îi puteai, o jumătate de zi cât îi și roagă-te Domnului. Dar crede cu tărie că Domnul te poate vindeca. Și s-a îndurat Domnul de ea și s-a -o, o vindecat-o Domnul. Și m-am dus după câțiva ani acolo, că era din Gherța Mică, și când m-am dus acolo, îmi spune o rudenie de -a lor, zice, o ai cunoaște pe bunica la care a fost în spital? Și a pus, nu știu, că nu m-am -am văzut odată atunci când am fost la ea. Nu zice să știi că sunt toți la Dumnezeu, dar au zis că dacă cumva îi apăre în gherța, să merg la biserică și nu cumva să nu stai de vorbă cu ea. Am mers la biserică după masa cu sora respectivă la care am fost și când am ieșit de biserică, dat bunică m-a văzut și mi-a sărit în grumă și a zis, Doamne, soru că scumpă, iubită, numai Domnul te-o trimis. Tu mai întreba că am pe cineva pucăiți, dar am zis că n-am dar am avut fata și jinerile. Și până ce o trimas domnul pe cine, zice, nu m-a putut întări domnul și domnul m-a întărit și l a crezut pe domnul și domnul a fost cel ce m-a vindecat, slăvit să fie domnul. Amin.